Aveam un mesaj pregătit mai larg pentru dumneavoastră în seara aceasta, însă să fac unul mai mic. Dar vă amintesc în același timp, continuăm bucuria aceasta în rugăciune, marți, de la orele 7. Este bine, mai ales că joi nu avem serviciu divin. Și de asemenea, în seara aceasta, fiind, cred că a treia duminică, nu sau cum, făceam colectă pentru biserică, pentru construcție, nu o să o facem în seara aceasta. Mă gândesc că o să vă dau ocazia de Paște, că e mai bună, știți. Și totdeauna mielul e mai gras la Paști. Și eu am învățat de la evrei lucrul ăsta. Mi-a să trebuie să înțelegeți bine. Deci venim pregătiți ca să binecuvântăm lucrarea lui Dumnezeu. Este o zi de sărbătoare. Este intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Este un eveniment profetic. Daniel a vorbit despre acest eveniment. Profetul Zaharia a vorbit și vă citesc încă o dată cuvântul introductiv pe care l-am citit de la început și, repet, nu voi prezenta mesajul care l-am pregătit, ci voi prezenta câteva gânduri legate de sărbătoare. Zaharia 9:9. Saltă de veselie, fica Sionului. Strigă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Aș vrea să notați cel puțin 4 lucruri legate de acest eveniment glorios despre Iisus Hristos. Profetul Daniel a spus așa: în istorie se va produce un eveniment când se va da poruncă pentru reconstruirea templului și pentru reconstruirea zidurilor Ierusalimului. De la darea acestei porunci vor trece 70 de săptămâni de ani, adică 490 de ani. Suntem în Daniel 9. Însă acești 490 de ani vor fi împărțiți în 3 etape. Și anume, 483 de ani sau 69 de săptămâni, deci 483 de ani sau 69 de săptămâni de ani de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului, atunci va veni Mesia, atunci va veni unsul. Cuvântul Domnului spune următorul lucru: când Iisus a venit, Israel nu l-a cunoscut. De aceea, Iisus a plâns pentru cetate și a spus aceste cuvinte memorabile: dacă ai fi cunoscut-o măcar astăzi. Era exact evenimentul la zi profetic, când 483 de ani sau 69 de săptămâni trecuseră, când Mesia a venit. Dar ei nu l-au cunoscut, ci o mulțime redusă din Ierusalim, care mulțime mai mult a întărâtat pe mai mari norodului pentru ca Iisus Hristos apoi să fie răstignit. Dar uitați ce spune profetul Daniel și aș vrea să vă uitați cu mine în Scriptură, pentru că Daniel este atât de detaliat. Daniel 9:26. După aceste 62 de săptămâni, dar mai trecuseră 7 înainte, unsul, adică Iisus, va fi stârpit și nu va avea nimic. În sensul că moartea aceasta nu va avea putere asupra lui. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile.
Dr. Sean, what says in English in verse 26 of Daniel 9? What translation do you have there? 26:26. Can I have your Bible, please? Then after the sixth. Pentru că vreau să vă citesc. Then after the 62 weeks, the Messiah will be cut off and have nothing. And the people of the prince who is to come. Observați cum traduce engleză. And the people of the prince who is to come. Să vă spun ce se întâmplă, pentru că Daniel dă câteva detalii pe care numai cine cunoaște istoria le poate percepe. Suntem în anul 69 după Hristos. Ierusalimul este asediat de bătrânul general Flavius Vespasianus. Cezarul roman a murit, Nero a fost omorât și acum a fost o dispută, cine să fie următorul Cezar. S-au încercat trei generali, niciunul nu a reușit și după această încercare, armata romană, care era cea mai puternică armată din Orient, în frunte cu generalul Flavius Vespasianus, l-a proclamat Cezar pe bătrânul Vespasianus. Vedeți la istorie. L-a proclamat Cezar, împărat. Flatat, sigur, Vespasianus s-a întors la Roma să ia scaunul în primire. În momentul în care el a fost proclamat Cezar, împărat, comanda armatei romane din Orientul Mijlociu a fost preluată de fiul său, generalul Titus Flavius Vespasianus. Vedeți ce scrie, vedeți cum vorbește Daniel. Poporul unui prinț care va veni, pentru că nu exista prințul, era un general. Înțelegeți? Ca să existe un prinț, trebuia să existe. Prin fiul acesta, generalul acesta, trebuia să fie fiul de împărat, fiul de Cezar. Și uitați cum se împlinește istoria, exact cum o vede Duhul Sfânt și o prezintă prin profetul Daniel. În momentul în care bătrânul Vespasianus este așezat pe tronul roman, Titus întâiului născut, generalul care preia comanda trupelor din Orientul Mijlociu, devine prinț. Și bineînțeles a fost și Cezar după moartea tatălui său. Iar Titus Flavius Vespasianus este cel care asediază Ierusalimul și în anul 70 reușește lucrul acesta, distruge Ierusalimul, îl arde și istoria o cunoașteți așa cum noastră cunoașteți multe detalii din ea. Nimic din ce vorbește Duhul Sfânt nu rămâne neîmplinit. Însă când profetul Zaharia vorbește aceste lucruri, Zaharia vorbește și spune cel puțin patru adevăruri legate de Iisus Hristos. Primul este că adevărul care va dura pentru eternitate, deci adevărul care va dura pentru eternitate, este poziția de împărat al Domnului Iisus Hristos. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. Dar fiica Sionului n-a trăsăltat de bucurie, Ierusalimul n-a săltat de bucurie. Din potrivă l-au luat și l-au răstignit. Viziunea pe care Zaharia o are, în primul rând, este viziunea sfârșitului. Și de aceea, aspectul din împărăția lui, care predomină și care va domina pentru eternitate, este aspectul celei de-a doua lui veniri. Însă profetul Zaharia, deci începe cu sfârșitul, se întoarce înapoi și spune așa. Al doilea adevăr pe care îl spune este caracterul acestui împărat care vine, neprihănit. Deci când va veni, a doua oară, și prima dată când a fost, Iisus a fost sfânt, el fără de păcat, însă va veni în toată gloria și în toată neprihănirea. Apoi cel de-al treilea lucru pe care îl prezintă profetul Zaharia este
biruința acestui împărat. Este neprionit și biruitor. Când va veni a doua oară Domnul nostru Iisus Hristos, totul va fi pus sub picioarele Lui. Cuvântul Domnului ne spune că El va domni de la Ierusalim și va fi nu numai Domnul întregului lui Israel, împăratul lui Israel, de asemenea, El va fi Domnul întregului pământ. În cuvântul lui Dumnezeu ni se mai spune ceva referitor la domnia Lui, și anume, că atunci când se va întrona ca împărat în Ierusalim, și apoi revin la ce spunea profetul Zaharia, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, va proceda la un lucru care este greu de priceput pentru mintea omenească, și anume, îl va învia pe David. Îl va învia pe David ca împărat și îl va pune pe David coregent, co-împărat peste Israel. Și după ce îl va așeza pe David coregent, co-împărat peste Israel, se va mai întâmpla un lucru, și am să vă citesc lucrul acesta ca să-l vedeți din profeție, pentru că este mai bine atunci când citim cuvântul Domnului. Dacă vă uitați cu mine în profetul Hagai, capitolul 2, versetele 20 la 23, și am să vă citesc și despre împăratul David. Profetul Hagai vine cu un amănunt în plus față de ceea ce spune Ezechiel și Ieremia, că David va fi coregent și David va domni peste Israel, iar Domnul va domni peste întreg pământul. Profetul Hagai spune că Dumnezeu va mai face o rânduială pe pământ, și anume, atunci când va domni peste întreg pământul, este în timpul împărăției de 1000 de ani, și îl va asocia, dacă vreți să folosim această terminologie, ca procuror general. Procuror general pe Zorobabel. Ia să vedem de la versetul 20. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a 24-a al zi a lunii, astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: voi clătina cerurile, fiți atenți ce spune, voi clătina cerurile și pământul. Voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împărățiilor neamurilor. Asta nu s-a întâmplat niciodată, numai la sfârșit se întâmplă. Voi răsturna și carele de război și pe cei ce suie în ele. Cai și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va peri ucis de sabia altuia. Cuvântul Domnului spune, voi mai clătina încă o dată pământul. Dar puneți versetul 23 acum, din Hagai. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecetă. În ziua aceea, este vremea sfârșitului, este ziua Domnului. În ebraică spune, în ziua aceea, pe tine, Zorobabele, te voi pune să ai peceta, este scaunul, ciocanul de procuror în mână. Hotărârile pe care le vei face tu, acelea vor sta în picioare. Prin urmare, domnia lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos va fi o domnie specială, biruitoare, exact cum a spus, și Zaharia se întoarce din nou, ne întoarcem și noi împreună cu el, și spune cea de-a patra dimensiune, și este dimensiunea întâi lui veniri, smerit. Smerit. Și călare pe un măgar. Observați, Zaharia începe cu sfârșitul și se întoarce la ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Întâi el prezintă aspectul acela care rămâne în veac. Este împărăția eternă a Domnului nostru Iisus Hristos. Al doilea lucru, el prezintă caracterul cu care vine. Este neprihănirea. Al treilea lucru este puterea cu care vine, este biruirea totală asupra lumii, dar cel de-al patrulea lucru pe care Zaharia îl spune este de fapt întâia venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Este greu de, într-adevăr, este greu de urmărit firul profetic dacă citim Biblia doar ca pe o carte de literatură și nu citim Biblia ca pe o carte a lui Dumnezeu, în care Duhul Sfânt a vorbit.
Este greu să observi aceste elemente și aceste aspecte atunci când răsfoiești Sfânta Scriptură și nu faci ce au făcut profeții din vechime, ținta cercetării stăruitoare asupra acestor lucruri. Însă pentru toți cei ce ne ascultă și pentru noi care suntem în casa Domnului, aș vrea să știți un lucru. Cele mai frumoase detalii istorice pe care le putem găsi undeva sunt în Scriptură. Cartea profetului Daniel este recunoscută și în cercurile istoriei laice, coloana vertebrală a istoriei lumii. Ați auzit bine, aceasta este expresia. Coloana vertebrală a istoriei lumii. Și când te uiți la detaliile pe care profetul Daniel le oferă cu privire la venirea lui Iisus Hristos și la vremea sfârșitului, este uimitor pentru poporul Domnului, este uimitor pentru noi, este uimitor pentru Israel, este uimitor pentru Biserica lui Hristos, ca să înțelegem că nimic din istorie nu se desfășoară fără aprobarea lui Dumnezeu, fără cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a venit prima dată. Și când a venit, cum spune Zaharia în ultima parte a profeției lui, smerit. Acum când vine a doua oară, așa cum am auzit deja în seara aceasta, când vine a doua oară, El vine cu glorie. El vine cu putere, El vine tot neprihănit, însă se va vedea această neprihănire pentru că vine cu gloria care îl înconjoară pe El, șechina despre care se vorbește mereu, și El vine biruitor. Aștept ziua aceea, doresc ziua aceea, am vorbit mult în biserică despre ziua aceea și cred că mai avem încă, dacă Dumnezeu ne îngăduie cu viață și ne mai lasă timp, mai avem de vorbit despre ziua aceea. La vremea potrivită voi veni din nou în fața noastră cu această frumoasă învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu legată de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru astăzi însă trebuie să știm acest lucru. Iisus este împărat. Că acceptă cineva, că nu acceptă. Pentru mine este. Este El și pentru tine? Ți-aduc din nou aminte ce spune profetul în Psalmul 45. Și fiindcă este Domnul tău, împăratul tău, adu-i închinarea ta. Amin? Este cel mai frumos lucru pe care poți să-l aduci Dumnezeu și atunci te închin Lui cu adevărat când primești mântuirea Lui. Mă rog Domnului ca acest cuvânt să atingă inima ta, Dumnezeu să-ți mântuie casa, viața, familia și Domnul Iisus Hristos să fie cu adevărat și să devină împăratul tău. Amin.